astăzi sărbătorim două colegi ale noastre care se disting clar din întregul asociației prin munca lor și calitatea muncii. Tare aș vrea să se prezinte ele, chiar dacă dumneavoastră le cunoașteți, doamna Nelly Vaz și doamna Mimi Ciorba. Și tot acum aș vrea să-l invit pe domnul Iluț să vină alături de Lucian Iluț, ca directorul Centrului Județean de Cultură Tradițională. Bună ziua! Dânsul a preluat ceea ce domnul Mariș avea înainte și asociația noastră era într-o foarte strânsă colaborare cu Centrul de Cultură Tradițională. E un nume mai lung și mai... Chiar foarte lung. Chiar foarte lung. În primul rând, mulțumim tuturor că susțineți mișcarea artistică băimăreană prin prezența dumneavoastră aici. Și în același timp le onorați pe cele două sărbătorite ale noastre. Biblioteca Județeană, iată, din nou ne găzduiește în Salonul Artelor, o locație mult îndrăgită de noi, dar și foarte primitoare. Pentru că domnul Iluț se și grăbește, aș vrea să îi dau cuvântul și să ne spună impresiile lui. În primul rând, de o mare bucurie, bună ziua și bine ați venit la acest frumos eveniment. Am să încep prin a spune că nu sunt neapărat un mare specialist în arta plastică, sunt un specialist în cultură și un specialist în muzică, îndeosebi, dar întotdeauna am cochetat cu ideea de a susține faptul că tot ce ține de cultură este foarte important. Fie că e vorba de muzica clasică, fie că e vorba de muzica modernă, fie că e vorba de arta plastică cu toate subdisciplinele ei, considerăm că și consider că este foarte important ca fiecare din noi să conștientizeze faptul că oamenii trebuie să devină tot mai însetați de cultură și fără cultură nu vom reuși niciodată să ne păstrăm în primul rând identitatea, fie că e vorba de cultura tradițională sau de cultura mare în general. Am ținut să fiu prezent și mulțumesc, doamne Nelly Vaz, pentru invitație să fiu prezent la acest eveniment și mă bucură orice eveniment care promovează valorile culturale, chiar dacă ele sunt locale sau naționale sau, de ce nu, internaționale. Am să fac deschisă o promisiune prin care vreau să susțin pe mai departe, în măsura în care pot, tot ceea ce ține de, și de arta plastică. Alminter, noi avem la Școala Populară de Artă, care aparține de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș, avem o clasă nouă, de câțiva ani de zile, formată de artă plastică, condusă de profesoara Costumea Rus, care nu de multă vreme a avut o expoziție frumoasă aici, care se numește Print Mania, expoziția inedită. Încerc să-mi aduc aportul și am să vă sprijin cu tot ceea ce pot. Ce mai vreau să vă spun? Am avut onoarea să fiu coleg o perioadă cu domnul Șainelic, l-am cunoscut personal la Școala Populară de Artă și îmi aduc aminte, eram puțin mai tânăr atunci, îmi aduc aminte cu câtă fascinație vorbea despre pictură, cu câtă... Da, era un om care... de la care, într-adevăr, puteai să înveți multe și care emana dragoste pentru arta plastică. Mai mult o să vă spun specialiștii în domeniu. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și vă invit și pe viitor să faceți cât mai mult posibilă prezența dumneavoastră la astfel de evenimente. Vă mulțumesc! Bine, domnul Iluț, acum vine partea cea mai grea, când trebuie să ne prezentăm singuri. De la stânga la dreapta, că așa scriem, Mimi Ciorba, o rugăm să ne explice, să ne spună câteva
cuvinte despre trăirile ei. Trăirile mele sunt mai sonore pe pânză decât aș putea eu să vă explic și mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi și ne susțineți și apreciați ceea ce facem. Vă mulțumesc încă o dată. Vreau mai mult. Poate că... Dar bine, sloganul ăsta îl știu de o viață. Pânza vorbește în locul meu, dar totuși ar trebui și noi să ne putem exprima cât de cât. O rugăm pe Nelly. Deci, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați onorat cu prezența domnului Iluț, Lucian, domnului director, că a venit și să ne vadă expoziția. Domnului Mihai Tirică, care este președintele Asociației Alexandru Șainelic și este cel mai implicat și mai harnic dintre noi. Da. Tuturor artiștilor și prietenilor care ne-au făcut onoarea să vină să ne vadă lucrările. Ce să spun, eu lucrările le-am făcut, majoritatea le-am făcut acum în primăvară, după o boală, am avut eu o boală și în primăvară și vară și am lucrat în plein aer afară și mă uitam după păsări și după nori și fugeam cu pânzele în casă, că venea ploaia și toate astea m-au influențat. Am făcut și portrete care mulți zic că seamănă cu mine, dar eu n-am făcut după un model. Și peisajele seamănă cu mine și vazele cu flori seamănă cu mine, deci tocmai pentru că nu lucrez după un model, nici nu copiez după nimeni. Așa, și am mai venit și cu ceva lucrări de colaj. Și în general sunt lucrări noi. Ce să vă spun? Vă mulțumesc că ați venit. Eu sunt foarte timidă când vorbesc. Într-adevăr, emoțiile sunt mai mari decât. Explozia de culori și de frumusețe care o avem pe simezele galeriei. Acum e momentul dumneavoastră. Dacă aveți ceva de spus, spuneți cea mai mare plăcere, vă rog să luați cuvântul dacă cineva dintre dumneavoastră ar vrea să spună două, trei cuvinte legate de ceea ce... Dar nu ne-am pregătit. Dar nu trebuie pregătire. Feeling-ul momentului explodează printr-o alocuțiune verbală. Eu cred că oricine mai povestește după toamnele astea dă în bar, așa că... Atunci nu putem decât să declarăm expoziția deschisă. Să vă invităm. La un pahar de vorbă, cred că o să discutăm mult mai multe. Mult mai multe, așa. Dar în primul rând vă dorim să vă bucurați de ceea ce există pe simezele acestei galerii, acestui salon. Sigur. Mulțumim tuturor, inclusiv presei care e alături de noi, bibliotecii județene și dumneavoastră, încă o dată ne susțineți, pentru că fără dumneavoastră noi nu am avea nu neapărat energie, că energie avem. Un feeling, un ceva care să ne stimuleze. Imbold, asta e. N-am avea imboldul să muncim mai mult, mai bine, mai frumos. Bravo! Expoziția este deschisă. Felicitări celor două doamne!